M-am gândit să aduc un pic un strop de toamnă la mine pe canal, să te strângă pe buze, să se simte inconfortabil. Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip la mine pe canal. Astăzi revin dintr-un decor tomnatic, în sfârșit s-a produs minunea. Dacă vreți să vedeți mai mult din cum am aranjat, găsiți la mine pe TikTok și cred că am pus și pe Instagram cum am decorat, așa că vă aștept și acolo, mă găsiți cu numele Sabina Rusescu, așa cum sunt și aici pe YouTube, dar nu despre asta vorbim, ci m-am gândit să aduc un pic un strop de toamnă la mine pe canal, pentru că nu știam ce să mai filmez. Ideea este că mă gândeam eu la un clip așa cu arome de toamnă, doar că nu am prea multe în colecție și, sincer să fiu, nici nu aș vrea să dau banii să-mi cumpăr special pentru clip. Așa că am zis, știi ce, hai să fac ceva cu ce am în colecție. Și în acest sens am ales 5 produse de machiaj pe care le găsesc eu potrivite pentru toamnă și pe care cu siguranță o să le folosesc această toamnă. Și ca să fie totul mai interesant, m-am gândit și am făcut și un machiaj cu produsele pe care urmează să vi le arăt și vouă, așa că stați în continuare cu mine să aflați despre ce produse este vorba. Și o să încep cu un produs pentru machiajul feței. Este vorba despre un blush Shrek Revolution. Este un blush cu gingii pe care l-am primit în calendarul advent de la, sau de fapt mini calendarul advent de la Revolution. Produsul ăsta a fost marketat cumva pentru perioada iernii, însă mie mi se pare că merge perfect pentru toamnă. Acum, nu știu dacă se găsește produsul ăsta de așa exact cum îl am eu în ambalajul ăsta, dar cu siguranță dacă nu, au cei de la Revolution un produs înlocuitor pentru el și haideți să vi-l arăt. Cam așa arată. Mi se pare o nuanță așa de cupru, mă duce cu gândul la culoarea frunzelor. Este un blush foarte pigmentat și cu siguranță în momentul în care îl folosești nu mai ai nevoie de iluminator pentru că el face treabă dublă, adică nu știu, probabil că pentru cineva care este încă bronzat pentru că a fost la mare, nu ca mine, o să fie, bine, eu nici dacă mergeam nu mă bronzam, dar zic așa, probabil că pentru cineva care este mai bronzat o să arate ca un iluminator, dar sunt sigură că găsiți la Revolution o culoare potrivită pentru toamnă. Și apropo de Revolution, de brand și de preț mai exact, am încercat să aleg produse accesibile, în afară de paletă care nu știu cât costă, dar având în vedere că e Catrice, da, vorbim imediat despre ea, toate produsele sunt destul de accesibile. Dar, da, în fine, cam asta este cu blush-ul ăsta, mie îmi place foarte mult și am de gând să-l port mai des toamna aceasta. Apoi, pentru machiajul ochilor, m-am îndrăgostit de paleta asta de la Catrice. Se numește Color Blast Tangerine Meets Lilac. Adică e fix ce-mi place mie, are și portocaliu, nuanțe portocalii, are și nuanțe de mov. Nuanțe de portocaliu mă duc cu gândul la nuanța frunzelor, nuanțe de mov mă duc cu gândul la la culoarea strugurilor, așa că din acest punct de vedere eu o găsesc potrivită pentru această toamnă. Eu paleta asta am primit-o de la draga mea Flori, te pup draga mea, și dacă ați văzut clipul cu ce am primit cadou de ea, de la ea pentru atingerea a 4.000 de abonați pe canal, ați văzut că am primit și paleta aceea de la Jeffree Star. Ca să fiu sinceră, mai mult am folosit-o pe asta pentru că, nu știu, mi se pare mai la îndemână, poate și din cauza că e mai mică și, nu știu, probabil să fie ăsta motivul. Cam astea sunt nuanțele, mi se par
foarte, foarte frumoase, potrivite pentru toamnă. Avem și tușul la mov acolo, l-am folosit, să știți. Este un tuș pe bază de care se activează cu apă și l-am folosit pe linia de jos a ochilor, nu neapărat pe poze tuș, deși vedeți că aveți și pensuliță. Acum nu știu dacă o găsiți direct în magazine, în DM, nu m-am uitat, dar cu siguranță pe site-uri se găsește și chiar vă recomand. Foarte pigmentate nuanțele, lucrez bine cu ele, mie îmi place să aplic nuanța si de fată pe toată pleapa doar cu degetul. E ceva super mega comod. Apoi, o altă chestie pe care vreau să vă recomand pentru această toamnă este mascara colorat. Dacă vara mergem spre negru, spre albastru, de albastru cum este bluza mea de exemplu, pentru toamnă recomand nuanțe de genul maro sau mov. Eu am aici să vă exemplific cu un maro mov. Este cu maro mov. Cu mascara mov am vrut să zic. Este vorba despre Lash Without Limits, nuanța brown. Așa arată el. Mi-ar fi plăcut să fie mai intensă nuanța de maro. Nu este exact cum îmi doresc eu. E o mascara bun, dar cu siguranță există și altele mai bune. Pe asta l-am luat din DM. Dar aș vrea să încerc și ceva cu nuanță de mov. Mov prun, așa chiar mi-ar plăcea să încerc. Și cu siguranță nu o să mă mai pot bucura foarte mult de el, pentru că deja l-am de foarte mult timp, dar am vrut să vi-l arăt aici, ca să vă dau așa o idee, o sugestie, o ceva. Apoi, trecem la partea de buze. Iar aici vreau să vă recomand un creion de la Kiko, din gama Smart Fusion Lip Pencil. Kiko știu că se găsește acum și în București, nu mai țin minte în ce mall, dar știu sigur că se găsește și în București. Eu am nuanța 29 și mi se pare o nuanță potrivită pentru toamnă. Și ce îmi place mie la el este faptul că poate fi combinat cu diverse nuanțe de ruj. Uite, de exemplu, în cazul ăsta, pe deasupra am venit cu un ruj într-o nuanță mai deschisă și a ieșit combinația asta foarte drăguță, mi se pare potrivită pentru toamnă. Mi se pare un pic uscățel, dar având în vedere culoarea, nu mă deranjează. Am observat că mie îmi plac foarte mult creioanele de buze. Deci astea care sunt nude deschis trebuie să fie foarte cremoase, iar cele care sunt mai nuanțele astea mai închise le pot accepta mai uscățele. Deci, na, dacă puteți să ajungeți prin Kiko, vă recomand să încercați. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l aduc în atenție este de la Trendy Tap, din gama The Matte Vegan Lipstick. Eu am nuanța 440. Așa arată. Ăsta la fel, l-am primit de la draga mea Flori, pe care o pup, doar că sunt sigură că se găsește și la noi în România, pentru că eu mai am o nuanță și uite, hai că vi-o arăt și pe aceasta, pentru că mi se pare la fel de potrivită și toamna din cauza culorii, pentru că mă duce cu gândul la nuanța strugurilor. Așa arată rujul și asta este nuanța 475. Dar hai să-i fac swatch doar celui maro ca să vedeți cum se vede. Este un ruj mat, dar să știți că este hidratant totuși. Nu e genul de ruj pe care, nu știu, care să te strângă pe buze, să se simte inconfortabil. Nu simți că ai purta ruj, deși uite, eu acum port și un creion de buze și ruj. Și nu știu de unde a apărut acest miros de ceapă, dar trecem peste, că nu gătește nimeni în casă, dar probabil de afară. În fine, trecem peste acest moment. Acestea au fost produsele pe care am vrut eu să vi le recomand. Mi-ar plăcea să-mi spuneți
Voi ce produse folosiți vara, era să zic, toamna aceasta, spre ce produse vă îndreptați? Dacă aveți o anumită nuanță pe care o folosiți predominant, nu știu, pentru mine toamnă înseamnă nuanțe de maro, nuanțe de cupru, nuanțe, nu știu, de mov, v-am mai zis, dar poate nu înseamnă același lucru pentru toți, pentru că, după cum vă spun mereu, suntem diferiți. Dar cam atât a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut clipul meu, aștept să-i dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să fiți superbă! Pam, pat! Pam!